Dragii mei, vreau să vă prezint o carte abia ieșită din tipar, foarte frumoasă, nu e scrisă de mine, e scrisă de Alec Blanche, care este autorul personajului Eros, pe care sigur îl știți. Noi ne plac foarte mult și Eros în Valea Răbdării și Eros și Valea Generozității, foarte frumoase, vedeți, am luat și notițe, sunt super citite. Dar cartea aceasta, scrisă tot de Alec Blanche, nu are legătură cu seria Eros, este o carte nouă, independentă, se numește Aventuri în Țara Virtuților. E o carte foarte frumoasă, are 50 de pagini color, o să o răsfăim imediat împreună. Ce vreau să vă spun eu despre ea și de ce o consider un dar atât de prețios pentru copiii noștri și pentru noi, este că în cartea asta Alec reușește să prezinte copiilor noțiunea de virtute și să descrie pentru ei ce înseamnă respectul, iubirea, compasiunea, optimismul, curajul, într-o formă foarte, foarte plăcută. Alec are un dar aparte de a construi personaje și de a le inventa aventuri care le pun în valoare, astfel încât la sfârșitul cărții copilul este nu doar că s-a distrat împreună cu părintele său citind o carte valoroasă, dar rămâne cu niște lucruri în suflet. La noi asta se întâmplă și se întâmplă și mie, adultului de aproape 40 de ani. Mă bucur foarte mult că Alec a scris o carte nouă. Personajul principal este Emma, o fetiță care, la fel cu mulți copii, călătorește în lumi imaginare și Emma iubește să călătorească în Țara Virtuților, unde le întâlnește pe aceste virtuți, vi le arăt imediat, cartea are la sfârșit un tabel cu cele mai importante virtuți și cu câteva indicații foarte simple despre ce pot face copiii ca să simtă că au curaj, să se simtă optimiști, să se simtă iubiți. Foarte util acest glosar de virtuți care se află la sfârșitul cărții. Haideți să vedem și câteva lucruri, câteva capitole din carte. Vă recomand din tot sufletul, cred că merge la copii peste 4 ani, până la 8, 9, dar știu și copii de 10 ani care au citit-o cu mare bucurie, care au citit-o fraților mai mici sau au citit-o ei singuri ca să înțeleagă, să aprofundeze lucruri despre virtuți. Felicitări, Alec, e o carte extraordinară! Aventuri în Țara Virtuților de Alec Blanche cu ilustrații de Doina Zavadzki. Nimic nu se compară cu bucuria unui copil de a se juca. Este o stare magică în care orice e posibil. Așa se face că într-o zi, Emma, o fetiță cu părul blond și ochii albaștri, năsuc fin și zâmbet de înger, a descoperit că dacă își folosește imaginația, poate ajunge oriunde dorește. Poate zbura în spațiu pentru a vedea planetele, poate călători în timp ca să se joace cu dinozaurii, poate străbate mările și oceanele pe navele piraților sau poate să se joace cu leii din savană. Cel mai mult și mai mult, fetiței îi place însă să călărească pe spatele prietenei ei unicorn pe nume Lily. În zilele de vară, o călătorie cu Lily printre norii pufoși este activitatea ei preferată. Dar ce să vezi, în mijlocul unei asemenea călătorii îndrăznețe, Emma a nimerit fără să știe în Țara Virtuților. Iar aici a început o aventură pe care nu o voi uita niciodată. După spusele ei, Țara Virtuților se află undeva mai la sud de o mare și mai la est de o vale. Aici trăiesc în pace și armonie toate virtuțile omului. Exact ca și oamenii, fiecare virtute are casa ei, prietenii ei și preocupările ei de zi cu zi. De când a nimerit din întâmplare în Țara Virtuților, nu trece nici măcar o zi fără ca Emma să se întoarcă acolo cu Lily pentru a învăța ceva nou. Capitolul 1. Domnul Loialitate merge la dentist. De exemplu, astăzi este luni și domnul Curaj îl însoțește pe bunul său prieten, domnul Loialitate, care are programare la dentist. Bine ai venit, prieten drag, spuse fericit domnul Loialitate privind spre domnul Curaj, care tocmai își făcuse apariția tare mândru în pragul ușii. Tara! Exclamă domnul Curaj, ridicând brațele în sus de bucurie. Sunt mereu acolo unde are cineva nevoie de mine, continua acesta pe un ton încrezător. Tot ce trebuie să faci este să strângi tare pumnii și să spui curaj și eu voi fi acolo. Astăzi chiar am nevoie de tine, nu mai pot suporta durerea asta de dinte, zise amărât domnul Loialitate. Am amânat și am tot amânat vizita la dentist, dar gata, a sosit momentul să merg. Așa că te-am chemat să mă însoțești. Cu mare drag, spuse domnul Curaj.
Apoi îl luă ușor de braț pe domnul Realitate și îl conduse spre ieșire. Dacă te uiți mai bine la ei, nu mai zice că sunt prieteni și asta pentru că nu au aproape nimic în comun, se gândi Emma strâmbând ușor din năsuc. Domnul Curaj este tânăr, înalt, bine făcut, cu părul blond și lung. Pe spate îi atârnă o mantie albastră de supererou, iar pe piept are scrisă mare litera C, de la Curaj. Pe de altă parte, domnul Realitate este un bătrânel slab și cărunt, care numai a supererou nu arată, dar care toată viața lui a fost foarte onest și de încredere. E cunoscut pentru faptul că nu și-a trădat niciodată prietenii, așa că toate virtuțile iubesc. Cu toate că sunt atât de diferiți, sunt cei mai buni prieteni, probabil pentru că de fiecare dată când au avut nevoie unul de altul, s-au ajutat reciproc. Și până la urmă, acesta este cel mai important lucru într-o prietenie, nu-i așa? Spuse ea cu voce tare, uitându-se cu drag către Lily. Și cum mergeau ei agale, nu după mult timp se întâlniră cu domnul Optimism. Despre acesta se știa că nu lipsește niciodată de la vreun eveniment cu final necunoscut. De cum îl zări, Loialitate îl rugă să-i însoțească pentru că nu era sigur de ce se va întâmpla mai departe, chiar dacă l-avea alături de el pe domnul Curaj. În plus, era o plăcere să fie în compania domnului Optimism, fiindcă reușea să bine dispună pe toată lumea. Fața lui era mereu plină de lumină, iar gura zâmbea într-una ca și cum colțurile gurii ar fi fost prinse cu lipici. Este bucuria mea să te însoțesc, prietene bun, și poți fi sigur că totul va fi bine. Aceasta era expresia preferată a lui Optimism și deși o spunea atât de des, nimeni nu se săturase cu adevărat să o audă. De fiecare dată când vei avea nevoie de mine, spunea oricui domnul Optimism, tot ce trebuie să faci este să închizi ochii, să tragi aer în piept, să spui încet, totul va fi bine, iar eu voi fi lângă tine. Optimism și curaj, asta chiar e o companie bună în care să mergi la dentist. Lily, continuă Emma, acum știm ce avem de făcut atunci când ne este teamă de ceva. Strângem pumnii și spunem curaj, iar apoi închidem ochii, respirăm adânc și spunem în șoaptă, totul va fi bine. Următorul capitol este despre domnișoara compasiune și puiuțul de urs. O să vedeți, e vorba despre un pui de urs care se pierde de mama lui și Emma îl ajută să ajungă înapoi la mămica lui, uite. Mai departe aflăm despre domnișoara Modestie și cadourile misterioase. Aici e vorba despre niște cadouri care câștigă mereu premiu pentru cel mai frumos cadou, dar care nu sunt semnate, pentru că această virtute, Modestie, nu vrea să știe că ea le-a făcut, ea doar se bucură atunci când creează obiecte frumoase. Aici aveți versurile cântecelului Emma, care este despre Emma, fetița lui Alec. Dar asta e secret. Apoi aflăm despre domnul Sinceritate și Negrilică. Ce faci când, de exemplu, ceva din ce a gătit mami nu-ți place? Îi spui cu riscul de a o supăra sau nu îi spui? Cum e cel mai bine? Și tot în capitolul ăsta aflăm și despre sinceritate și de ce e foarte important să avem încredere unii în alții și să ne spunem adevărul, dar într-o formă care să nu rănească, bineînțeles. Apoi este un capitol despre domnul Respect și ce înseamnă să ai respect față de alții. Să-i saluți, să te joci frumos cu ei, fără să-i chinuiești. E foarte important. Iată, acesta este domnul Respect. Apoi aveți un nou cântecel care se numește Familia Noastră și dacă intrați pe linkul ăsta de aici de jos, o să auziți și melodia cântată de Alec la chitară. Încrederea poartă barbă. E un capitol foarte important despre cum să ai încredere în tine. Și ce să faci când simți că, de exemplu, ai vrea să spui o poezie, dar te simți cam rușinat de cei care o ascultă. Și cum să faci să te simți mai bine? Și la final de tot, capitolul meu preferat, despre regina virtuților, care este, ghiciți cine? Da, este iubirea, exact, foarte frumos descrisă și povestită, iubirea care e în sufletul tuturor membrilor familiei. Așa este, și iubirea are legătură cu toate celelalte virtuți. Și aici o vedem pe Emma bucuroasă împreună cu Lily, unicornul ei, și foarte mulțumită că a aflat atâtea lucruri utile despre virtuți, despre cum poți să fii un om mai bun. Și aici avem un tabel cu toate virtuțile despre care Alec ne vorbește în carte și ce să facem ca să le simțim în sufletul nostru. De exemplu, dacă vrei să simți respect față de cineva, îți arături palmele în dreptul pieptului, apleci ușor capul spre ele și apoi spui în șoaptă, respect.
Dacă vrei, de exemplu, să simți încredere, ridici mâinile în sus ca un fel de victorie și spui: am încredere în mine. Iar dacă vrei să simți iubire, tot ce trebuie să faci este să spui: te iubesc. Mulțumim, Alec, pentru o carte atât de frumoasă. Se găsește deja în cam toate librăriile din țară, online și offline, și pe site-ul editurii Univers.